Pentru că numărul sesizărilor privind comiterea de fapte infracționale prin fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plate electronice a crescut în ultima perioadă, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș derulează o campanie de prevenire a victimizării prin fraude informatice. Campania constă în informarea cetățenilor cu privire la acest tip de infracțiune și la modul de operare al autorilor de fraude informatice. Oamenii legii spun că cele mai multe infracțiuni de acest fel au fost comise prin platforma OLX, unde vânzătorii sunt înșelați de către potențial cumpărători. Aceștia abordează persoane care au publicat un anunț de vânzare a unui produs pe OLX. Se prezintă interesați de bunul scos la vânzare, după care solicită ca discuțiile să fie mutate pe aplicația WhatsApp, invocând diferite pretexte. Apoi, pentru că vânzătorii să intre în posesia contravalorii bunului scos la vânzare, li se trimite acestora un link pe care trebuie să-l acceseze și să introducă datele cardului bancar. După acest demers, potențialii cumpărători sistează orice fel de conversație cu victimele și retrag bani din contul lor. Cu astfel de situație s-au confruntat în această săptămână trei cetățeni din municipiul Baia Mare și unul din Baia Sprie, care au sesizat poliția când au constatat că au fost înșelați. În aceste cazuri, prejudiciul a fost de peste 12.000 de lei. Capcana explică oamenii legii constă în linkul trimis de potențialii cumpărători. Acesta, deși folosește identitatea vizuală a brandului OLX, în realitate, dacă se analizează denumirea domeniului din link, se poate observa că nu este pe pagina oficială. În cazul în care ați căzut într-o astfel de capcană, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să contactați banca pentru a bloca cardul și eventualele tranzacții ilicite din cont. Ulterior, dacă ați suferit pagube materiale, depuneți o plângere la cea mai apropiată secție de poliție pentru a deschide o investigație în acest sens. Mai trebuie să rețineți că pe OLX nu se fac plăți online pentru produsele vândute sau cumpărate, dar și faptul că fraude informatice nu se comit doar pe platforma OLX. Putem să cădem victime ale infracțiunilor de acest fel ori de câte ori facem cumpărături în mediul online. Pentru a preveni victimizarea este foarte important să fim atenți la magazinele online pe care le accesăm, la plata cu cardul bancar, la modul în care utilizăm datele cardului bancar. Este foarte important să nu le salvăm pe aceste site-uri.